ridicăm alinierea celor două folii. Bun. Acum facem un semn aici pe ax. Tragem folia afară. Semnul aici. Și măsurăm. Măsurăm distanța din rulment, 170,5. Din 170,5 scădem butucul deci rămâne 100 de milimetri lungimea bucșei între rulment și umărul butucului. Trebuie să măsurăm diametrul axului, care 40, și confecționăm o bucșe interior de 40 ori 100 lungime. Am confecționat o bucșe cu interiorul de 40, lungă de 100, pentru a menține rulmentul pe umărul de rulment, care este recondiționat, nu este prea bun, nu avem canal aici pentru a menține rulmentul, atunci recurgem la metoda cu o bucșă. Acum încercăm să montăm capacul. Prindem șuruburile, capacele de la lagăre din două bucăți, una e cu pat, una e cu alta, fixează rulmentul între ele, plus rulmentul este așezat în interiorul, avem unul, trebuie montate o piuliță contra. Bun. Mai mișcă. Urmează să montăm distanțierul. Punem folia. Așa. Cu canalul de pană sus. Verificăm aliniamentul foliilor. Este perfect. Urmează să montăm pana. Montăm curelele. Folia mică și se urcă pe aia mare a doua oară. Punem din exterior. Și ultima. Urmează să întindem cureaua, curelele, din întinzătorul cu șurubul de gaș. La această tocătoare de resturi vegetale
am recurs la cei trei ieri, am recondiționat-o.